Bună ziua! Vă mulțumim că ați dat curs invitație pentru a participa la această conferință de presă. Alături de mine este domnul Florin Ciurariu, candidat la Consiliul Județean din partea PNL-ului. Conferința de presă pe care am organizat-o astăzi va fi structurată pe trei probleme și le voi aborda pe toate cele trei, pe unele mai simplis, pe unele mai amplu. Aș vrea să spun de la început că am o răgușeală pe care am contractat-o în această campanie și probabil am anțipat la alegători, am vorbit cu ei, pentru că am parcurs o parte din Bârlad și am discutat cu bârlădenii. Prima problemă este cea legată de sănătate, pentru că în proiectul meu am declarat că această chestiune va fi o prioritate a noastră și am observat că și în proiectul PSD-ului sănătatea este declarată ca o problemă prioritară. Numai că în decursul timpului cetățenii au observat și au trăit pe viu anumite lucruri pe care le voi spune și eu în această conferință de presă. Degeaba PSD-ul a declarat sănătatea ca o chestiune de prioritară, pentru că bârlădenii se confruntă cu foarte multe probleme legate de sănătate. La Bârlad avem un deficit de cadre, nu avem, de exemplu, urolog, nu avem neurochirurg, nu avem gastroenterolog și lista poate continua, pentru că la Bârlad nu s-a făcut niciun efort pentru a atrage medicii în orașul nostru. Acest lucru afectează calitatea actului medical. Oamenii sunt nevoiți să aștepte, eu știu, zile întregi până când vin medicii de la Iași sau din alte orașe sau iau drumul celorlalte orașe. De exemplu, o altă problemă pe care am trăit-o noi, bârlădenii, este legată de reabilitarea spitalului. Este o chestiune veche, o problemă pe care PSD-ul a abandonat-o, o problemă în care PSD-ul nu s-a implicat deloc. Nu a mișcat niciun deget, deși ei clamează în toate părțile că sănătatea este o problemă prioritară. Nu mai vorbim și de acel corp de la TBC, care este o clădire veche, nu este renovată, nu este compartimentată conform normelor europene, nu mai spunem că medicii nici măcar nu au un grup sanitar separat. Spitalul Bârlădean suferă de asemenea și în ceea ce privește dotarea. Aparatura care există astăzi la Spitalul Bârlad este veche, uzată moral fizic, dar nu am reușit în decursul anilor, în timpul acestei administrații PSD, să avem măcar un tomograf. Știm cu toții că a fost o problemă acută a bârlădenilor, discutată în toate împrejurările și totuși la Bârlad nu am reușit să avem un tomograf. Nu avem la Bârlad un aparat pentru efectuarea acelui test de efort. Nu avem un aparat pentru a face o fibroscopie și lista poate continua. De aceea eu sunt surprins când PSD-ul spune, domnule, sănătatea este o problemă prioritară a noastră. Dar lista poate continua, dar nu pot să închei fără să amintesc că la Bârlad este o problemă gravă în ceea ce privește aprovizionarea cu medicamente. Oamenii care ajung la spital și sunt în situații grave sunt trimiși să cumpere medicamente din oraș pentru că spitalul nu este aprovizionat în mod corespunzător cu medicamente. De asemenea, transportul bolnavilor între secții se face cu mijloace neadecvate, cu acea ambulanță Papuc Dacie, care nu este dotată conform normelor europene, cu bănci de lemn, pacienții sunt îngrămădiți câte 6-7 în mașină, lucru care nu ar trebui să se întâmple. Alte asemenea aspecte au fost semnalate și de oameni în campania pe care noi am desfășurat-o. De exemplu, se simte lipsa unui centru de permanență. Este de neacceptat ca în Bârlad, un oraș cu 72.000 de locuitori, să nu avem un centru de permanență. Nu avem o farmacie care să fie deschisă non-stop. Nu ai de unde să cumperi un medicament noaptea, nu ai unde să faci o injecție la un copil sau un bătrân. Iată,
Asta este grija PSD-ului pentru bârlădeni. De asemenea, mai e o problemă în ceea ce privește personalul. Primăria Bârlad, administrată de 16 ani de PSD, de acest tandem Solomon Titi, sau Titi Solomon, cum vreți dumneavoastră să o luați, nu a făcut nimic în ceea ce privește a asigura locuințe pentru medici. Avem medici care locuiesc în podul spitalului. Vă închipuiți dumneavoastră că vor mai veni medici la Bârlad dacă nu încercăm să asigurăm măcar, eu știu, câte o locuință pentru medicii care lucrează în Bârlad. Toate acestea sunt probleme pe care noi le cunoaștem, le cunosc bârlădenii, le-am întâlnit în campanie, le-am discutat, iar oamenii nu mai acceptă această stare de lucru. De exemplu, la Roman, care este un oraș de talia Bârladului, au 4 centre de permanență și o farmacie care este deschisă non-stop. Ce probleme au întâmpinat cei de la PSD care au administrat orașul de nu au făcut măcar un minim efort pentru a demara, să spunem, eu știu, lucrările pentru acest centru de permanență și spații sunt câte vreți în Bârlad. Sau să asigure o farmacie cu un program non-stop în Bârlad. În periplul nostru în campanie, oamenii au semnalat multe, multe probleme legate de actul medical de la Bârlad. Iar noi am spus că Bârladul trebuie să devină un centru regional, iar un centru regional trebuie să asigure servicii medicale de calitate. Personal, am spus și o voi mai spune, iar în programul nostru al liberalilor găsiți sănătatea și eu mă voi implica în mod direct pentru reabilitarea spitalului, deci această investiție care a fost abandonată de ani de zile, iar PSD-ul stă cu mâinile încrucișate și spune că nu se poate face nimic. Mă voi implica în mod direct pentru aprovizionarea corespunzătoare cu medicamente a spitalului din Bârlad. Iar dacă managerul nu vine la Consiliul Local să bată cu pumnul în masă să spună de ce are nevoie la spital, mă voi duce eu să discut în mod direct cu medicii, cu managerul, pentru a rezolva această chestiune care este arzătoare. De asemenea, problema locuințelor este o prioritate a noastră. Vom achiziționa, să fie clar pentru toată lumea, sau vom construi locuințe pentru medici. Dacă noi am putut investi bani în acel bloc de pe Alexandru Vlahuță, miliarde de lei, și am văzut în acea broșură a PSD-ului cu niște fotografii așa frumoase, ne pozează blocul de pe Vlahuță, dar nu ne-l pozează în situația în care se află astăzi, vom putea cheltui câteva miliarde ca să asigurăm locuințe pentru medici. Am văzut de asemenea și locuințele de pe Grigore Ignat pentru comunitatea de romi. Romi, fotografiate așa frumos, cum erau probabil la început, dar acum sunt într-o stare jalnică. Am cheltuit miliarde de lei, romii nu au beneficiat de condiții și nici nu vor beneficia pentru că această abordare a primăriei Bârlad și administrației PSD a fost greșită din start. Eu nu înțeleg cum de mai îndrăznesc să spună că ei au făcut ceva pentru sănătate în Bârlad și pentru oamenii care au probleme de sănătate. Sau chiar pentru bătrâni. Chiar tot în broșura pe care o are PSD-ul, am văzut acolo că dumnealor pozează căminul de bătrâni ca o investiție realizată, dar fotografiile sunt realizate dintr-un unghi unde ar fi o parte așa mai spăită, dar nu spun că această investiție este din 2004, noi suntem în 2016, nu? Păi câți ani le mai trebuie să termine această investiție, că am trecut pe acolo și cred că de acum trebuie să cheltuim bani ca să renovăm ceea ce s-a degradat. Iar bătrânii noștri nu au unde să se ducă, nu? Trebuie să ducă la Tutova sau la alte cămine din județ. Ori, această stare nu trebuie să mai treneze. A fost declarată de noi o problemă prioritară sănătatea, va fi o problemă prioritară. Voi înființa un centru de permanență în prima perioadă și va fi o farmacie deschisă la Bârlad. Este de neacceptat acest lucru. Sunt probleme pe care le-am întâlnit. Stă în puterea noastră să le rezolvăm. Am o echipă de oameni hotărâți
curajoși, oameni cinstiți. Eu nu apar în conferință de presă cu nu știu cine a fost primar pe la Bâlac ca să mă susțină. Este colegul meu de la Vaslui, dar va aborda o problemă care ține de județ. Nu trebuie să am eu pe cineva care să mă susțină, să spună, vai, am fost cel mai bun viceprimar din toate timpurile, vai, a fost cel mai bun primar din toate timpurile, și să spună, nu dau eu primăria pe mâna unor oameni care nu se pricep la administra o localitate sau un oraș. Eu aș avea multe probleme să-l întreb pe fostul primar și chiar pe fostul viceprimar, dacă tot așa apar prin conferințele de presă și atacă în mod direct și fățiș PNL-ul, susținând numai enormități. A fost o chestiune pe care aș vrea să o abordez doar întreagă. Am văzut pe site-ul PSD-ului un comentariu făcut de domnul profesor Huiban. Și probabil domnul profesor Huiban nu vorbește așa de unul singur, are el în spate pe cineva care i-a dat girul să spună că, de fapt, acest slogan al liberalilor ar fi așa de sorginte legionară și că noi ne-am înregimentat în suflamura totalitarismului și tot aduc în discuții probleme false. Asta este o minciună marca PSD, o minciună marca Solomon. Dacă dumnealor s-ar fi întors un pic în istorie, ar fi constatat că, de fapt, acest slogan a fost prima dată folosit de Barbu Catargiu, întâiul prim-ministru al României, care într-o nire la vremea respectivă a încheiat discursul cu totul pentru țară, nimic pentru noi. Iar o a doua personalitate care a folosit acest slogan a fost Carol I al României. În testamentul pe care l-a lăsat și în final, în acel testament, spune, le dau eu acum câteva teme de campanie și poate le și dezbat așa. Da? Eu îi întreb la modul direct și nu aștept un răspuns așa de campanie, să spună. Am rezolvat. De exemplu, îi întreb public câți bani trebuie să plătească primăria Bârlad din bugetul local pentru TVA-ul neîncasat. Cine a luat această decizie să nu se încaseze TVA-ul pentru vânzările de terenuri din Bârlad? Ce penalități trebuie să plătească primăria Bârlad pentru TVA-ul neîncasat? Ce a concluzionat Curtea de Conturi atunci când a făcut verificarea în legătură cu acest aspect? Care este situația procesului aflat pe rolul Curții de Apel Iași? Iată, domnilor PSD-iști, o temă de campanie, dar nu accept afirmații. Veniți în conferință de presă, veniți și cu documente pentru a fi crezuți, pentru că eu, mincinoși din ăștia, nu o să mai cred niciodată. Nici eu și nici Bârlădeni. Dacă mai vreți încă o temă de campanie, domnilor, de la PSD, am să întreb iar direct și tot cu documente ar trebui să vină PSD-ul, ce s-a întâmplat cu acel proiect privind canalizarea de la unitatea militară? Acel proiect, unii efectiv s-a pus betonul peste el și am fost nevoiți să scoatem bani din bugetul local ca să terminăm acea investiție, să săcătuim bugetul local pentru incompetența unor oameni care au avut girul de la Bârlădeni să facă acea investiție și în speță cei de la PSD, când am condus noi primăria Bârlad. Dar aș mai aduce încă o temă de campanie. Cred că nu-i aglomerez, vor discurca că au toate documentele acolo la primărie, sunt în posesia lor. Să ne spună public câți bani am plătit din bugetul local pentru finalizarea proiectului de-al doi. Oameni buni, noi am avut primar un inginer în construcții, domnul Titi Constantinescu. Acel proiect de-al doi a fost un proiect care a fost incomplet. Nu i s-a asigurat închiderea. Iar când dumnealor au constatat acest lucru și s-au dus și au mai cerut bani, oamenii de la Agenția Nord-Est au spus, nu se mai pot da bani, ori ne dați bani înapoi, ori scoateți, băgați mâna adânc în bugetul local și scoateți bani să terminați acel proiect. Iată deci, numai trei lucruri care au săcătuit și au vlăguit bugetul local cu miliarde de lei, miliarde pe care trebuie să le plătim noi datorită incompetenții celor care au condus primăria Bârlad. De la PSD sunt în stare să spună că toate lucrurile rele în Bârladul ăsta sunt din cauza liberalilor și chiar a mea, și mai aduc în discuții și al colegi care mai merg în campanie cu mine. De ce nu au extins rețeaua de gaz în cartier de al doi? Și de ce au dat banii înapoi oamenilor
Pentru că numai un om care nu are o gândire sănătoasă, pot să asfaltez, deci am asfaltat acolo, noi nu mai putem interveni cel puțin 6-7 ani, pentru că este un proiect cu fonduri europene și oamenii au rămas fără gaz. Iar domnii de la PSD tot aruncă în stânga și în dreapta cu culpe, așa, pentru ăla, numai ei nu-și asumă acest eșec din cartier de al doi și nu numai gazul. Aș mai spune și trotuarele care sunt de 60 de centimetri și dacă merg doi oameni alături, unul trebuie să meargă pe stradă, pentru că nu încap. Așa un proiect cu fonduri europene realizat de PSD să mai stea un pic, să nu se mai laude, pentru că nu au fost în stare să realizeze un proiect așa cum ar fi trebuit, deși în fruntea orașului a fost un primar inginer în construcții. Încă o problemă pe care aș vrea să o aduc în discuție este legată de campania electorală. Observ că PSD-ul nu se debarasează de probleme, de metehnile trecutului și încearcă așa, prin toate metodele, să vicieze consimțământul alegătorului Bârlădean. Cu ani în urmă, ne aducem aminte cu toți, erau pe primul loc, cu mici, cu beri, cu ulei, cu tot ce se putea, tot arsenalul din dotarea PSD-ului. Acum oamenii umblă așa, mai subtil, așa, nu mai, nu-i chiar la vedere, dar sunt mai subtili oamenii, dar tot cu încălcarea legii electorale. Acest lucru ar trebui să se termine. Vedeți aici, am un afiș așa cu crosul primăverii, 21 mai, îl dau deoparte. Mai am aici un afiș pentru 1 iunie. Se cântă Organizația de Femei Social-Democrate, Liga Elevilor Social-Democrați, Tineretul Social-Democrat. Ei, dumneavoastră observați că dumnealor antrenează copiii din Bârlad, elevii, tinerii, și încearcă în campania electorală să-i păcălească pe oameni cu tot felul de activități. Dar știți ce este mai grav? Doamne, dacă afișele astea au fost concepute, au ajuns în piață, nu? Înseamnă că undeva în laboratoarele PSD-ului se gândește. Și în ce sens se gândește? În sensul de a încălca legea. Deci de a încălca legea. S-au cheltuit bani pentru aceste afișe. Au fost distribuite. Ori dumnealor, dacă nu încetează cu această campanie murdară, lucrurile se vor complica și mai mult. Noi nu am umblat cu așa ceva, nici nu vom umbla, vom fi deschiși, simpli, în fața oamenilor, cu proiectul nostru și cu gândurile noastre. Ei am observat, și când spun ei, mă refer la cei la PSD, că tot prin lucruri mascate sunt infiltrați în toate activitățile culturale din Bârlad, ceea ce este nepermis. Elementul politic este prezent la orice activitate. Ba organizează Ziua Internațională a Romilor, cu mici, cu beri, ba merg în cartier cu fanfara înainte. Ori lucrurile astea trebuie să termine. Eu nu înțeleg ce se întâmplă la nivelul PSD-ului. Nu e nimeni care să respecte legea. Chiar toți merg în această direcție. N-au înțeles că lucrurile nu mai pot continua. În acest domeniu o spun clar și respicat. Dacă eu ajung primar, niciodată zilele culturale ale Bârladului nu vor fi desfășurate în campanie electorală. Se va încheia această practică neloială a PSD-ului care din banii publici se cheltuie și mascat își fac campanie electorală. Vom fi atenți, vom fi cu ochii pe ei și dacă lucrurile continuă în maniera pe care eu am prezentat-o, să știți că noi nu vom sta cu mâinile în sân. Eu cam atât am avut de spus. Problemele probabil în amănunt sau de altă natură vor fi discutate și la alte conferințe de presă. Vreau să mai spun ceva, mi se spune așa, mai din stânga, mai din dreapta, dar eu le spun bârlădenilor un singur lucru. Nu am pe nimeni în spatele meu.
Nu am societăți. Nu am persoane interpuse care să lucreze pentru mine. Eu sunt singur, așa cum mă știu oamenii de zeci de ani și m-am făcut cunoscut prin munca mea pe care am desfășurat-o în Bârlad. Îi chem deschis pe bârlădeni alături de mine în acest demers până pe 5 iunie, iar pe 5 iunie să voteze Partidul Național Liberal pe mine la funcția de primar și echipa mea de consilieri. Dau cuvântul domnului Florin Ciurariu despre, va discuta despre o problemă foarte interesantă la nivel de județ, dar să-l ascultăm pe dumneavoastră. Mulțumesc. Venit în primul rând ca să susțin candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar în Bârlad, pe domnul avocat Dumitru Boroș, și vă asigur că noi la nivelul județului vom ataca toate aceste ilegalități pe care le face PSD-ul prin campania mascată, folosirea siglelor lor de la Partidul Social Democrat, mai ales alături de niște copii. Am văzut la fel cu cum se întâmplă la Bârlad cu aceste manifestări puse taman în campania electorală. La Vaslui am văzut că se inventează acum o serbare a florilor, prima ediție, foarte posibil și ultima, acum nu știu, probabil a florilor importate din Olanda, în primul rând. Avem și noi, dar piața, din câte știm, este invadată, în primul rând, din import. Eu sper ca oamenii să vadă aceste practici ale PSD-ului și în același timp să înțeleagă că avem o lege cu totul altfel după care se desfășoară și se finanțează campania electorală. Iar cine este în afara legii trebuie să plătească. Dar am venit, în primul rând, în conferința dumneavoastră de presă să vă spun, am fost sunat de dimineață de colegii mei liberali din Constanța, care sunt foarte încântați că Vasluiu va avea ieșire la mare. Domnul Dumitru Buzatu a rezolvat toate problemele care țin, în primul rând, de drumuri din județul Vaslui și s-a gândit să rezolve și probleme regionale și naționale. Și, de asemenea, suntem foarte încântați cu toții că vom avea ieșire la mare pe sub Dunăre prin străduința domnului Dumitru Buzatu. Cred că, în felul ăsta, s-a gândit să rezolve și să întrebuințeze cu folos o celebră barcă deja a lui Titi Constantinescu. Deci barca lui Titi acum va avea o întrebuințare prin bunăvoința domnului Buzatu și vasluienii vor fi foarte bucuroși că în sfârșit au ieșire la mare. Dar cu toată seriozitatea trebuie să spunem că drumurile județene sunt cele mai proaste din toată țara, sunt pentru Partidul Național Liberal o prioritate. La fel am mai spus-o pentru că am văzut că taman în campania electorală s-au gândit ei la tot felul de drumuri strategice, ca și cum toate celelalte sunt rezolvate. Problemele care țin de drumuri județene sunt foarte mari în județul Vaslui și pentru Partidul Național Liberal vor fi o prioritate în ceea ce privește infrastructura. Mulțumesc